Da, gata, nu, am nicio răbdare. Vreți așa, așa, spune. Nu, mă, mai tine cu Hristos. Nu, nici nu trebuie nici, nici eu i-am spus. Sunt și apă cu el deodată. La gara din nou, la gara centrală, foarte frumos central și în liceu. La gara din... Ați pus asta în liceu? Am pus, da. Sunt ei bani pentru timp, sunt ei bani pentru drum. Nu vreau, azi să ies. Dacă mă aștept în cea vreme, cum sunt de oameni. Nu mă amici, da, că ne-am anunțat. Ce blocat acolo? Ce se va din? Dacă care vă spune, ce se va din? Dacă eu sunt să mă rog, dacă să ies, să mă dare. Cred că consilierul este, cred că, tot unul din poliție, din fază. La lucru să vii, trălemi, alături de oare. Tratați tot trălemi. Dar mie mi-e așa de vedea. Ce bombăni? Ce îți la una ca și mată. Nu știu cum te culoați, ce? Să nu trebuie de aici. Și vine la urmă. A, nu asta. Ele erau trei doamne, trei pachete. Și trage în mână, să-l fac. O, zi, o mască pe lăsa. Aici e la guvern. Cum fac? Dar nu! Cu România ați face împreună. Noi n-am făcut niciodată. Suntem terți, putem să ne uităm frate. Cum îi conduce o marinet călăză aia. Ce era căsura? Căsorul e tuftal, nu e vreo făcut. Dacă le-am spus la cel de la Niagara, cum să vii, poate v-am spus, Era curios. Ce faceți cu hârtia aceea la guvern? Desface... Desface vălătucuri și le face mai mici. Speculă. Dar cum? Shit. Pui. Și numai Filip? Are ocupație, dar n-am înțeles și cu ocupația aceea. Desfaci suluri de hârtie igienic și le faci mai mici. Fur! Crezi? Tu și doare, nu fi nimic. Dar ce așa îți faci? Furată de asta, făcea din roane, mai mare face mai mult. Așa de bine să fii și mai simplu. Nu simplu se de coare, dar... Dar ce, nu ajungi? Dar ce nu pun sulul întreg? Pentru ce trebuie să desfacă, să facă suluri mai mici? Fiindcă acolo dispozitivul acela, nu-i făcut destul. Nu poate motivul ăsta, credeți că... Doamne ferește! Da, dar e muncă manuală, penibilă, să lucrezi la guvern, să faci așa ceva. Ghigienii și pe mână. Și poate e bolnav pe la destul. Puteți să prindeți... Oho, ia uite, într-adevăr ce idee bună. Întâi îmblă cineva cu mâna pe hârtie și... Și după aceea tu îmbli cu... La niște șancheri cu noi, nu știi, cu ghiare cură. Uitați să uite, de bărbat să uite, de copil să uite, și la Italia. Și acolo italienii ce fac? În loc să-i plătească cât trebuie, să aici să aibă grijă de femeile noastre, unde-s dus. Și dacă ne aude și... Vorbiți cu mine sau cu alții? Nu, că este public. A, ok, am credit, vorbiți cu mine. Nu. Și acolo ce se întâmplă? Guvernul lui popor, trimiteți bani. Au, pe așa poate, era cu România, dar trebuie să seamă să trimiteți să aibă români. Dar când au unii buni, e cu România. Da, nu, când ai suntem la întâlnire, de pe Trutini. Ce faceți voi, moldoveni, de pe Trutini? Moldovenii și le fac servicii
la mame, la lasă la taților și pe de unde le des, așa, la una e de 600 de euro, la una e de 700 de euro, la una e de 800, la cel mai mult, 1000 de euro. Dar tot fost clar. Mulțumesc unionist, vine a doilea, care nu poate grăi moldovenească deloc și să cânt. Vine a treilea tot așa, vine a patra, căi. Banii stăt la plata, ea ca să luăm pe plata de uric, să-l spune. Să-i luăm bani și să-i dăm la sărași și vouă la pază. E dar voi asta ce bine. Dar voi nu vreți. La procurori, la sudieri, la curtea de apel, le-au ridicat. Au câte 20.000, 24.000, 34.000. Dar voi ce să? Stați la Chișoara, nu și-a la aparat. Aveți 3-4.000 de lei până la 100.000. Vreți așa? Așa trăiți. Primarul a sunat când a fost așa, au sunat fiecare să schimbi două lei. Două lei. Două lei. Și ne zic că el e posibilitatea lui, el să chestii, unii n-a să sunat. El trebuie să sunat la finoza, nu să-și schimbați lei la omul ăsta. Și când a venit pe dozarul, că și s-a ocupat un cauciuc acolo, dar că a venit la Chișinău. Și șoferul era la lucrarea la un procuror cu mașina lui. Și dacă eu mâine și mă disare și mă cazeaie meu la mașină, că era mașina la un procuror de zi din ora. S-a mușit omul și ăla, o țeați pe mine. Nu s-a scoat, în teritoriul și el. Și când am văzut, eram în mașină. Și s-a mușit copilul și ăla, uite el din. Mă, el, mă, uite, s-a scoat. Da, da, prea la firmă, dar mașina l-a luat cu lor. Și dacă eu îi spun, sare, spune ceva și spune ceva. S-a mușit, prin și mă tot, prin mine, de acolo, mă chema niște copchii. Și i-am spus la ăsta, zan primar, eu sunt, mă divine, eu sunt, bă, domnul, ce m-am spus la azi, domnul, eu sunt, al lumii, eu sunt mare, domnul. Au spus, da, azi mă ce domnul Gheorghe. Să sară tot cu el. Vine poate să te duci mă. Vine pe cel ultimul proiectul pe care nu vreau. Să te duci fața, trebuie să strâmăt eu cu mult și dau ea 30 de lei și m-am putea să de la mine. Mama și Paula, vă mulțumesc foarte mult, vă ajutăm, dacă aveți nevoie ceva, noi vă ajutăm. Eu azi, scoteți-o în coaște. Este secția petiție, aveți o petiție. O înregistrăm, cu moarte de bani. Ia petiția, așteptați răspuns legal. Chiar nu s-a plăcut aici, dar era petiția din două săptămâni înapoi. Doamna, bună ziua! Dumneavoastră, ce e funcția aveți? Funcții simple de execuție. Poftim? Funcții simple de execuție. Nu am... Ce îndepliniți pentru guvernul? Domnul Gheorghe, sincer, nu frumos. Deci eu, doamnă, să facem funcții. Noastră, nu trebuie să întrebi să faci chinat. Lasă-mi spui! Păi, dar nu-i normal să vă spun. Deci eu, doamnă, care face... Dar poate el lucrează secretarul Filip, îi transmit. Mă întrebi că nu mă duci. Asta știți, eu vă cunosc o persoană în față, e nu-i frumos. Nu vei numi și eu. Păi eu mă înțeleg, dar doamna a venit la bancomatul noastră. Dar cum a venit la bancomatul noastră, n-am voie să vă urmă. Păi da, dumneavoastră, ați vorbit altul eu. M-a întrebat ce funcție are cu el. Nu e normal să întrebați din dacă și cum. Dar ce spune?
Dacă îți plătesc din bani publici, nu-i mare crimă dacă îi întreb și fac și se ocupă la lucru. Mai ales că la ora asta trebuie să fie în birou să lucreze, nu? Sau în teren undeva. Este și-și numără banii. Și în timpul ăsta putea să-i răspundă omul la întrebări. Omul care contribuie la salariul ei. Cu impozite. Nu, dar ca om de rând are dreptul. Ca om de rând are dreptul. Nu știu de ce-i faceți observația atâta. Dar cu cine ai vorbit data trecută? Consilier de-a lui Filip? Da, și-am scris. Și tot problemele astea le-ai spus, da? Tot problemele astea le-ai spus, da? Deci îi știu. Îi știu problemele astea, mă, de astru vadă, când ai ieșit în spital, foarte de 462 de metri din urmă. Primul proiect, o luat 82 de milioane, n-am intrat și mi-a luat planul. Un milion i-a dat Zucandu, un milion i-a dat Maranieci, ăsta nu-i 10. Dar 80 ne-a luat-o. Flachies, ăsta Plaga, Gaburici și Șor. Ia gătele bani. Drumuri bune pentru Moldova. Undeva au făcut și nu au ținut nici până la alegeri. Se laudă cu 1500 de kilometri de drumuri. Fac 5.000 de toane de ăsta anticarapatul. Ei nu au avut nici o toană. Nu a dus nici i-a rugat să aducă când a fost ghețul și ăla. I-a rugat să aducă cine. Doamna, bună ziua! Nu s-a luat pe un moment în care a intrat. Atât e obișnuit ca la țară, dar aici e oraș. Dar pe cum? Aici e difilare, fiecare zi. Ziua numai și să... Nu știu, e greu și înțelegi, mă. Trebuie să fac un pachet ce le-a să înșură el. Că la asta trebuie să fac. Da, și pachete ai. Noi v-ați contrat trei cu două pachete. A, cu mâncare. Dar cum? Dar păi sunt oameni și ei, trebuie să mănânce, nu? Păi și muncesc așa de greu. Interesul poporului. Știm agenda, e în campanie electorală, e tare ocupat. Domnul îi cunoaște. El nici nu e aici, cred. Filip nu e aici, e la țară dus pe undeva, îți grăiesc cu... Doriți, coboare cineva de petiții, secție petiții. Vreți de cum să o plânge? Vă rugăm frumos, chiar vă ajutăm. Nu, să întreb unde ce-o plânge. Ce-o chemăm? Da.